Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru dolgeni și vâlceni, în mod special, este deschiderea noastră în această dimineață. Ministerul Apărării face zilele astea un exercițiu cu rezerviști în aceste două județe. Domnul Dâncu? Da, domnul Dâncu, da, bine, dânsul e civil. Practic, se ocupă oamenii în uniforme. Am înțeles, specialiștii. Specialiștii, da, au mai fost organizate astfel de exerciții și în Bihor și Sălaj, în iunie. Nu știm cine a supraviețuit, dar... Ce fac? Păi, sunt mobilizați rezerviștii. Îi verifică, se vadă dacă și mai sunt toți. Li se evaluează pregătirea fizică pe baza unor exerciții, cum ar fi flotări, abdomene și alergare. Serios? Deci, chiar mă râde de ei. Și mă gândeam la voi, colegi, voi doi. Eu cred că am depășit vârsta slavă cerului, sau oricum, dacă mă mobilizează, pe mine mă ia ca șef, că sunt sergent. Da. Eu sunt inapt. Noi doi ce? La ce te referi? Da, la asta, la flotări, abdomene și alergare, dacă ar fi să fie. Eu nu sunt rezervist. Eu sunt rezervist, nu sunt rezervist. Deci ăștia, n-ai vrea să fii rezervist un pic? Nu, da, să vezi și tu, să fii, să-ți aperi patria, să vezi. Am și o vârstă. Și Luca, să ne uităm la ăștia mai tineri. Da. Ce ți-ar plăcea ție să faci, Luca, dacă ar fi să fie... Flotările. Flotările ți-ar plăcea foarte mult, da? Cred că fac 5. 5 faci? Cred, nu știu, nu promit. Eu cred că fac una, dacă e să mă iei acum. Și aia din aruncat. Știi? Da. De fapt, 5 făceam acum 10 kg. Da. Nu cred că mai fac 5. Are rost să filmăm ceva astăzi cu flotări? Nu. De ce să ne facem de râs? Practic să arătăm ascultătorilor că suntem sinceri, nu le ascundem, că nu ascundem nimic. Și putem să obținem și un concediu medical după, adică e win-win. Asta știi? Da. Nu, la mine sunt imagini cum alergam, dacă vrei, pe Facebook. Păi cum alergam acum 10 ani. Hai flotări. Abdomene, nu mă bag la abdomen, că am avut operație. Ai filmat alergând? Nu, dar eram foarte participant la tot soiul de acțiuni ca să donezi kilometri. A, când te apucase pe tine de te vedeai slab. Da, da, da. Ați văzut, da? Că ăștia doi au schimbat vorba, nu vor să filmeze flotările lor. Eu tot trag de ei. Haide-mă, fiți bărbați. Nu, mi-e place să fac lucrurile în echipă. Ce zic? Facem adică toți trei. Toți facem. Da, facem toți trei, vrei? Da. Gata, uite, ne așezăm aici. Adi, știi să filmezi? Înveți. Da, dacă nu mă filmez eu. Asta, îți reamintesc de la radio, dacă faci da, vezi, da, așa, mâine, așa, așa, nu se vede, nu se aude. Mâine, că sunt blugi. Mâine, am echipament, vin la training, de sport. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.